aplicația de a modera această întâlnire și în acest moment schimb statutul de moderator cu cel de propunător al câteva idei și sentimente legate de memoria lui Gelban. S-a spus aici deja despre legătura dintre familiile lugojene, despre o dinastie culturală prezentă aici și a căror ramificații familiale se duce până la București pe de o parte și în lumea întreagă pe de altă parte. Gelu Barbu a fost primul balerin român care a făcut pasul de ieșire dintr-o Românie dominată de comunism. La o școală fundamentală făcută în Rusia sovietică, dar o școală temeinică care a asigurat șansa de a fi prim balerin la Oslo, la München, de a fi o personalitate a baletului european. Acea decizie a însemnat, în ceea ce îl privește pe Gelu, două tipuri de asumare. Asumarea unui destin liber de artist și un destin împlinit în 10 de ani după aceea, în ipostază de coregraf. Și pe de altă parte, aceea de a-și păstra coloana vertebrală neatinsă, de a-și manifesta libertatea, nu numai în artă, ci și în alte moduri de gândire. A fost un regalist, a fost decorat de doi regi, regele Olaf și de Juan Carlos. A fost o personalitate care de fiecare dată și-a exprimat cu multă delicatețe, dar și cu fermitate toate convingerile, venind cu argumente dacă mai era necesar. El respira dansul, chiar dacă era cât se poate de departe de acest domeniu, prezența lui aducea grație în atmosfera în care se mișca. În altă direcție a personalității sale, memoria a fost una dintre componentele care l-au ținut aproape de Lugoj și de România pe care n-a văzut-o după 1961 până în 1990. Pentru el a fost o mare durere să fie înmormântat tatăl său în 1984 și să nu poată participa. A rămas atât de marcat încât de fiecare dată când venea la Lugoj, primele drumuri și ultimele erau la cimitirul ortodox. În ceea ce mă privește, am avut șansa și continuă să fie o bucurie și o mirare în același timp că Mihai Bredicianu, Olguța Bredicianu, Gelu Barbu și-au dorit, după o viață petrecută în alte spații românești sau străine, să revină într-o formă la Lugoj și în cimitirul care este, de fapt, este un panteon. Pentru că a fost numit aici poetul și filozoful Lucian Blaga. Îmi amintesc de un text liric în care vorbea de obârșie și de izvor și își punea întrebarea: ce voi fi când mă întoarce la obârșie, la izvor? Fi voi nor atunci, fi voi dor? Cred că ieri am avut șansa, poate blocați de emoție cu glasul îmbibat de lacrimi, să ne dăm seama că Gelu a venit și ca dor și ca nor. A fost o lumină extraordinară care ne-a învăluit în orele acelea petrecute alături de urma lui. Și de altfel, astăzi, prezența lui pe ecran, vocea lui, cum vă spuneam și am avut emoții aproape de nestăpânit în primele momente, ne-a arătat că prin film poate fi prezent. Andrei, de mulți ani, face tot ce știe să îl memoreze pe peliculă, să reia documente, să le aducă împreună, să aducă împreună pe oamenii pe care i-a cunoscut Gelu, pe profesioniștii pe care i-a întâlnit. Eu aș încheia momentul acesta pe care îl consider mai mult decât emoționant și în același timp neplăcut. Era o bucurie să faci pași de-a lungul Timișului sau pe pod cu Gelu. Și atunci, deși am vorbit de multe ori despre aceste momente, nu am știut că va reveni un gest
când gelul nu va mai fi fizic și că va trebui să spun ceva, rotunjii îmi doare cum o prezență care a fost extrem de vie pentru mine în ultimii 25 de ani de câte ori a venit la Lugoj. Cred că hotărârea lui nestrămutată de a fi aici arată că rădăcinile au fost extrem de puternice, că și-a tras de aici seva și că tot ceea ce a realizat a fost cu o pornire dintr-un sol extrem de fertil. A ales libertatea și a ales-o cu enorm de mult curaj. Dar nu a uitat că această dorință de a reveni este una definitivă. Și cred că lumina pe care ne-a oferit-o în timpul vieții ne o va oferi și în anii care urmează. Pentru că el a avut o biografie pe coordonatele excepționale ale artei mondiale. Poate a fost unul dintre cei mai premiați și decorați balerini ai României și în momentul în care președinția României a oferit Ordinul Steaua României în grad de cavaler, l-a pus de fapt în fruntea artiștilor balerini care majoritatea i-au urmat gestul de a pleca din țară la acea dată și de a se remarca pe scenele mondiale. Au fost atunci prezenți de la Sergiu Ștefanski, la Magdalena Pompa, maestru Val, care cred că era atunci în sală. Nu cred că a fost o seară mai emoționantă decât aceea în care toți balerinii care au crescut pe scena operei din București, aproape că au salutat acea scenă și au mulțumit că au revenit într-un spațiu care i-a crescut. Ori din alt punct de vedere, gelul revenind aici la noi, de fapt, ne arată că trebuie să ne deschidem aripile, să mergem cât de departe putem și să aducem înapoi un dram din lumina pe care am putut să avem alături de alte mari personalități. Deci cred că această revenire este una din nou exemplară și ordonatoare pentru sufletul nostru. Mesajul lui a fost nu doar artistic, ci un foarte profund mesaj spiritual. Domnul Vasile Bogdan, care este un mare realizator de televiziune, a avut invitați pe mulți dintre lucojeni în fața microfonului de radio și a platoului de televiziune. Un rezultat al acestor interviuri se află în filme și în cartea pe care am lansat-o în urmă cu o lună la Lugoj, în această sală. Este vorba de Lugojul în nesfârșirea clipei. Am să rog să vină, dar înainte de aceasta, doamna Maia Voronca și-a manifestat dorința de a ne spune și ea un cuvânt. După care te rog, Vasi Bogdan, să vii și tu. N-am să spun decât atât din punct de vedere spiritual. L-am cunoscut pe Celu Barbu în cadrul mai oficial la Teatrul Lirii din Craiova, dar personal l-am descoperit în casa familiei Dobrin, Maia Dobrin. Mulțumesc, Andrei, pentru că ne-ai făcut acest film. Cred că ați observat cu toții minunea, lumea de gânduri din privirile lui Celu Barbu. S-a observat foarte bine pe peliculă. O lume întreagă de gânduri și de sensibilități. Toți oamenii suntem o lume de gânduri, dar acest om a avut numai gânduri spiritualizate, numai gânduri de iubire. Țineți minte că a spus în film că totul se face, această meserie se face cu iubire. Fără iubire nu se poate. Și atunci am să spun doar atât. Apropo de spiritul Ioncului, Celu Barbu,
în razele pure ale dimineții, strălucește divinitatea lumii, în iubirea pură față de toate ființele, radiază divinul din sufletul tău. Te vei odihni în divinitatea lumii, te vei regăsi pe tine în divinitatea lumii. Mulțumesc! Da, da, da.